În fiecare an, prin Programul Național Salvatori din Pasiune, zeci de oameni simpli, dar inimoși și cu spirit civic, se înscriu voluntari în cadrul ISU. În momentul de față, în cadrul ISU Botoșani activează 96 de voluntari care participă alături de angajați, fără nicio recompensă materială, la misiuni de salvare. Și anul acesta s-au înscris 47 de botoșeneni. În această etapă s-au înscris 47 de botoșăneni. Aceștia se alătură celor 96 de voluntari care participă deja la acțiuni de intervenție, de informare și educare preventivă alături de pompierii botoșăneni. Cu vârste cuprinse între 16 și 54 de ani, voluntarii botoșăneni provin din toate categoriile socioprofesionale și mă refer aici la elevi, studenți, ingineri, contabili, instructori sportivi, dar și manageri. Dincolo de activitatea în cadrul ISU, aceștia au tot felul de meserii, de la manageri și până la sportivi sau șoferi. Îi unește doar dorința de a-și ajuta semenii. Am fost determinat de mai mulți factori. Unul este cel că am cunoștințe atât medicale cât și pompieristice, prin stagiul militar satisfăcut chiar la această unitate și vreau să ajut semenii mei. Astăzi sunteți, ce meserie aveți în viața de zi? Ca și meserie, în viața de zi cu zi, sunt asistent medical, iar ca și hobby, sunt și antrenor de fotbal, având licență UEFA. Antrenând la copii și juniori. În program sunt înscriși și mulți elevi. Aceștia vor să învețe, în primul rând, cum să acorde primul ajutor. Sunt elevă, clasa 11-a. Cum ai auzit de aceste cursuri? Se duce zvonul în oraș și tatăl meu, vrând să fac aceste cursuri, am zis de ce nu și pentru că îmi place și... Ce ai învățat aici? Am învățat foarte multe lucruri. Pot spune că nu regret acest curs și am învățat în primul rând cum să acord primul ajutor în multe cazuri. În cadrul acestui curs am învățat cum să ajut pe cineva în caz de nevoie, atunci când cei specializați sunt pe drum, iar persoana respectivă are nevoie rapidă de ajutor. Cu ce te va ajuta, nu știu, în viitor? O să le explici și colegilor, prietenilor tăi, ce ai învățat aici, să înveți și pe ei? Cu siguranță, cred că fiecare dintre noi trebuie să știe să acorde primul ajutor în cazul unei situații de urgență. În momentul de față, voluntarii înscriși parcurg un curs de bază și învață cum să acorde primul ajutor persoanelor aflate în stare critică. Noi încercăm să structurăm acel curs pe noțiuni de bază a acordării primul ajutor medical, adică învățarea suportului vital de bază la adult, copil, nou-născut, cu antrenament în compresiunile torace externe care ne dorim să iasă din ce în ce mai bine, în ideea ca rata de supraviețuire să fie cât mai mare, având în vedere că ei sunt primii care ajung la locul intervenției. 10 de voluntari activează deja pe ambulanțele SMURD și sunt oameni de bază în echipaje. Singura lor răsplată este salvarea vieților.